Orice s-ar spune, câinele rămâne animalul cel mai fidel, exclamă Miss Dorothy James Porter. Desigur, se povestesc multe întâmplări în care delfinii mă ascultați, domnule pastor. Justin Făgădău nu-i răspunse. Privea cu luare aminte chipul infirmului. Ovidiu Diamantopol goli paharul cu apă, apoi continuă. Am tresărit. Desigur, întâlnisem în scurta mea carieră simptome de dezechilibru grefate pe un fond criminal, dar oamenii aceia se mulțumeau să scoată din senin cuțitul și să-l înfigă în spinarea primului trecător ieșit în cale. Teoretizarea crimei însă, inventarea unor jaloane legale care să o încadreze, să o transforme în crez, în ideal, mai mult dorința de a descoperi în om germenele răului și de a-l cultiva, mi se păreau forme de demență fără precedent. Și totuși, diavolul alb nu-și pierduse mințile. Da, reluă, veți ucide. V-am urmărit foarte atent în prima noastră discuție, domnule Diamantopol. Ați riscat îngrozitor. Știu cât prețuiește în ochii dumneavoastră cuvântul de onoare al unui seseist care vă dă anumite asigurări și totuși ați riscat. De fapt, este ceea ce mi-am dorit. Ați riscat și mai mult? Nebunește, în lipsa mea. Stinse țigara în scrumieră fără să mă slăbească din priviri. Întrebă, ce s-a întâmplat? Nimic. Nervos? Nu, vă înșelați, domnule doctor. Probabil. Așadar, corespundeți din toate punctele de vedere. Reprezentați o anumită categorie socială, intelectualitatea, aveți o profesiune umanitară, un psihic robust și vârsta când te arunci primul pe baricadă. Am notat de asemenea voința, încăpățânarea, tăria opiniilor. Într-un cuvânt, sunteți ultimul om de la care te poți aștepta să-și uite convingerile. Nădăjduiesc din tot sufletul. Și eu. Făcu o pauză. Și cu toate acestea, în cele din urmă, le veți uita, domnule Diamantopol. Mă îndoiesc. O să vă ajut să le uitați. Cum, cu pistolul în ceafă? No, râse, nu așa. Pe la sfârșitul secolului XIX, signor Cesare Lombroso își trecea încântat degetele prin barbă. Găsise o explicație a omuciderii. Vă amintiți? După opinia domniei sale, anumiți indivizi se nasc predestinați pentru crimă. Mai mult, oferă omeniritate după care aceștia pot fi identificați, sugerând unele măsuri preventive. Vă referiți la crima, cauzele și remediile ei? Desigur, o aberație, un manual de scuze la îndemâna ucigașilor. O lucrare excelentă, domnule Diamantopol. Din păcate, premisa lui Lombroso e incompletă. A rămas la un pas de adevăr. Instinctul criminal există în toți indivizii. Căutați cumva circumstanțe atenuante pentru clipa când va trebui să dați socoteală? N-am de ce. Și în primul rând, cui? S-ar putea ca într-o bună zi să se găsească totuși cineva. Mă întreb cum veți explica atunci milioanele de cadavre. Când oamenii sunt fericiți, nu mai pun întrebări. În sfârșit, ăsta e deja alt aspect. Vorbeam de instinctul criminal. Există în fiecare din noi, deci și în dumneavoastră. Nu ați ucis până acum pentru că nu v-au favorizat împrejurările. Sunt un ghinionist. V-ați decis să-mi oferiți prilejul? Da, o mică experiență. Repet, plec de la ideea că în accepțiunea unei Europe depășite, lipsite de vlagă, reprezentați tipul perfect moral. Se aplecă peste masă șoptind cu patimă. Și totuși, veți ucide. Veți cunoaște marea bucurie a dreptului de viață și moarte asupra celorlalți. Problema sanării umane nu vi se mai părea o monstruozitate, ci o chestiune vitală, imperios necesară. Sunteți convins? Veți ucide sau vă veți sinucide? În ultima analiză e același lucru. M-a privit printre gene, apoi a ridicat brusc scrumiera. Am simțit că îmi pierd respirația. Diavolul alb se uita la bucata de ceară lipită pe fund. Strigă, domnule Venceslas! Polonezul intră. Era alb la față. Domnule Venceslas, ăsta e bloc experimental și nu cocină. Vă rog să curățați scrumiera. Seara după apel am rămas în sfârșit singuri. Polonezul mi-a șoptit emoționat. Ce noroc, Dumnezeule, dacă nu se lipea de fundul scrumierei, vedea mulajul. Sunt convins că l-a văzut. Fii serios, ne împușca pe amândoi, nu-ți dai seama? Sunt convins, Venceslas. În orice caz, a mirosit ceva. Tot timpul a sucit și învârtit blestemata aia de scrumieră. Ți s-a părut? Poate. În fine, ce-i cu mulajul? În regulă. Pila? Cheia și pila mi le va procura bavarezul. Sper. Lucrează afară.
Am rămas pe gânduri. În urechi îmi răsuna încă glasul diavolului alb. Ziua în care veți ucide cu sânge rece, domnule Diamantopol, sau vă veți sinucide? Polonezul mă apucă de braț. Nu mi-ai spus ce-a vrut. Să facă din mine un ucigaș. Capitolul 13. O experiență fără precedent. Apoi a început coșmarul. Și astăzi mă cutremur când îmi amintesc. Diavolul alb m-a condus pas cu pas pe drumul întortocheat al disperării. Selecta cu grijă nefericiții care își pierduseră orice urmă de demnitate umană, răscolea în cotloanele sufletului lor, atrăgându-mi atenția asupra aspectelor celor mai jalnice. Șefii de baracă, mi-a spus, sunt și ei deținuți. Uitați-vă cum bat, mai rău decât gardienii. Înjură, fură mâncare, torturează și uneori ucid. Ucid, domnule Diamantopol. Fiecare popor își are de naturații lui. Nenorocirea nu îi face mai buni, dimpotrivă. E altceva. Am reușit să realizăm să ne întoarcem la climatul primar al individului. Puterea asupra celorlalți e o băutură care amețește repede, mai ales când n-ai gustat-o niciodată. Ieșirea din anonimat, dorința legitimă de a supraviețui, invidia, ura, rapacitatea sunt aspecte premergătoare ale aceluiași fenomen. Crima, chiar și dragostea. Dragoste? Ce vă surprinde? Câte femei nu și-au ucis soțul pentru a se putea bucura în liniște de îmbrățișările amanților? Sau copilul indezirabil din prima căsnicie? Răsfoi presa de scandal. Instinctul de conservare îți pune cuțitul în mână. Veți avea prilejul să vă convingeți. M-a condus într-una din încăperile blocului experimental. De camera alăturată ne despărțea o ușă prevăzută cu geam și gratii. Diavolul alb mi-a făcut semn cu mâna să mă apropii. Priviți, domnule Diamantopol! 5 bărbați, complet goi, zăceau pe dușumea. Văzusem mulți oameni epave în lagăr, dar era pentru prima dată când mi-a fost dat să asist la asemenea spectacol. 5 schelete, 5 grămezi de oase articulate în care mai pulsa viața. I-am selectat cu deosebită grijă, sunt de naționalități, profesii și religii distincte. De 3 săptămâni nu au primit hrană, numai apă. Vorbea calm, cu liniștea aceea ghidului care însoțește turiștii prin catacombele Sfintei Inchiziții. După cum, desigur, observați, trăiesc și vor continua să trăiască dacă le funcționează instinctul de conservare. Eu sunt convins că da. Dădu la o parte o draperie și dispuse sec. Puteți începe! În camera celor 5 fu introdus un bărbat gras, un olandez ales dintre deținuții sosiți cu o zi în urmă. Privea îngrozit scheletele care începuseră să se agite. Diavolul alb deschise ușa. Vă rog să vă dezbrăcați. Complet. Își lepădă hainele, rostogolindu-și ochii speriat. Diavolul alb se adresă celor 5. Inaniția totală cu consum de apă se suportă aproximativ 40 de zile. Dumneavoastră sunteți la mijlocul drumului. Manifestați primele edeme. Simptomele următoare, halucinații, delir, convulsii și moartea. Mă auziți? Spectacolul era înfiorător. 5 cranii se clătinau dând senzația că sunt gata să se desprindă de pe umeri. Nenorociții dădeau astfel asigurări că nu și-au pierdut capacitatea de percepere. Există o singură șansă să supraviețuiți. Nu odată s-a întâmplat ca marinari lipsiți de hrană să tragă la sorți victima ce urma să fie sacrificată. Carnea de om este... Am strigat înnebunit. Herr doctor! Păstrați-vă calmul, domnule Diamantopol. Ce vreți să faceți? Experimentez. E monstruos, un act dement, nu vă dați seama. M-a fulgerat cu privirea. V-aș sugera să vă amintiți unde vă aflați și mai cu seamă în ce calitate. Herr doctor, pentru Dumnezeu. Numele ăsta nu-mi spune nimic, v-am avertizat. Și apoi, nu vă înțeleg neliniștea, ați făcut risipă de argumente demonstrându-mi performanțele civilizației, al educației în spiritul respectului față de tine însuți, a omeniei, etc. Păreați sceptic când am afirmat că în fiecare există germenele crimei. De ce vă neliniștiți? Dacă m-am înșelat, nu se va întâmpla nimic. Dar se pare că nu m-am înșelat. Nu-i așa, domnule Diamantopol? Priviți-i! Au început să le sticlească ochii. Ultimul din stânga e profesor de filozofie. Andea rândul alătra despre Platon, Socrate, Hegel. Urmăriți-l! Încearcă să se ridice. Va mușca primul din osânza olandezului. Celălalt e scriitor. A intoxicat o generație întreagă cu baliverne despre copii milostivi. Salivează! Iată că și domnul judecător dă semne de interes.
Individul ăsta mi-a ținut cândva o prelegere despre infamie. Evident, înainte de război, când reprezenta justiția. Întâmplarea a hotărât să ne întâlnim din nou. Ochii îi sticleau demențial. Urmărea evoluția fiecăruia cu sufletul la gură. Iată-i, s-au ridicat! Olandezul scoase deodată un urlet sfâșietor. Mi-am pierdut cunoștința. Proceda cu exactitate de cronometru. Excelent psiholog, diavolul alb, reușise să mă cunoască perfect. Spectacolele sale variau astfel ca durată și intensitate, oferindu-mi un repertoriu de atrocități pe care mintea ofmenească refuză să le imagineze. Ani în șir, nu am putut scăpa de priveliștea celor 12 cobai din salonul C. Era o încăpere mică, pătrată, cu unul din pereți din sticlă incasabilă. La mijloc se afla o masă încărcată cu bunătăți. Aperitive, grătar, sosuri, toate extrem de condimentate. Au fost introduși 12 deținuți aleși dintre supraviețuitorii cu 2 ani de lagăr. Priveau hipnotizați bucatele. Diavolul alb i-a invitat să se servească, apoi s-a retras. Vă asigur, domnule Diamantopol, că preparatele sunt excelente. Ridică neputincios din umeri. Din păcate, n-am putut să le ofer și băutură. Inițial nu mi-am dat seama ce a vrut să spună și mă întrebam ce urmărește. După 3 zile am revenit. Cei 12 cobai urlau cățărându-se pe pereți. Mâncaseră tot fără să primească un strop de apă. Diavolul alb și-a scos ceasornicul. Vom urmări împreună efectele setei. Ideea îmi aparține. Am experimentat-o prima oară la sanatoriul din Hartheim. Doctorul Lohauer era încântat. În 1962 aveam să aflu că la castelul Hartheim, din vecinătatea orașului austriac Linz, funcționase o școală pentru exterminatori. De aici ieșise cea mai strălucită promoție de ucigași. Christian Wirth, conducătorul lagărelor poloneze de la Berzec, și Sobibor Franz Stangl, comandant la Treblinka, Rudolf Lohauer, diavolul alb. Cobaii se năpustiră la peretele de sticlă, chipuri descompuse pe care tortura zugrăvise expresii de coșmar. Și totuși n-am putut să-mi întorc privirea. Urmăream terifiat simptomele deshidratării, de la febră până la starea depresivă. După un timp, mi s-a părut un secol, diavolul alb și-a pus ceasornicul în buzunar. A deschis apoi o vizetă și s-a adresat celor 12 nenorociți. Căutătorii de aur rătăciți în deșerturile Statelor Unite, ca să nu moară de sete, ucideau coioții și le sorbeau sângele. Apoi am asistat la o experiență în odaia mică, o încăpere perfect izolată, prevăzută cu dușuri care nu funcționaseră niciodată. Deținuții goi manipulau nedumeriți robinetele. Atunci țâșneau dintr-un tub fixat într-un ungher substanțe toxice caustice, de obicei acid cianhidric sau sulfuric. Diavolul alb își nota cronometrând în cât timp se dizolvă picioarele, genunchii, etc. După 3 săptămâni m-am prăbușit. Aveam febră, coșmaruri, simțeam că în curând îmi voi pierde mințile. Venceslas făcea eforturi ca să-mi întrețină moralul. Uite cheia, mâine avem și pila, iar peste 4 zile evadăm. Vom fi liberi, auzi? Liberi! Îl ascultam fără să-l aud. Prin fața ochilor îmi defilau cobaii din camerele morții. Rânjau, întindeau spre mine degete uscate ca niște cângi. I-am mărturisit. Am să-l ucid, Venceslas. Ești nebun. Vor trimite altul și mai odios. Mai odios decât monstrul ăsta? Întreabă-i pe cei transferați de la Auschwitz ce experiențe efectuează doctorul Mengele sau profesorul Klaukberg. Trebuie să reziști. 4 zile atât. Azi e miercuri. Duminică noaptea ne așteaptă americanul meu dincolo în pădure. Trebuie să reziști. Continua să mă privească cu ochii de expert. Mă întreb, domnule Diamantopol, care va fi prima dumneavoastră victime? Făceam eforturi supraomenești să mă stăpânesc. Credeam că ați ghicit. Bănuiesc, numai că vă faceți iluzii de șarte. Și dacă până la urmă experiența se va dovedi ineficace? Exclus. În momentul de față traversați o perioadă critică firească, ținând seama de șocul resimțit. Domnul Venceslas vă dă probabil asigurări că totul se va sfârși cu bine. Într-un fel are dreptate, evident, nu în sensul dorit. Peste câteva zile se va restabili echilibrul. Alt echilibru, străin pentru dumneavoastră până acum. Șopti. Veți pune mâna pe cuțit, domnule Diamantopol, lucid, perfect conștient de ceea ce faceți.
pentru că e necesar, așa cum sunt necesare aerul, hrana și apa. Necesitate mai imperioasă, mai desăvârșită decât o noapte cu o femeie pe care ți-ai dorit-o. Mai ademenitoare decât cocaina. Veți simți cum viața celuilalt se strecoară în dumneavoastră. O senzație unică, fără egal. O otravă dulce de care nu vă veți putea lipsi niciodată. L-am privit țintă. Spuneți-mi, domnule doctor. Atenția de care mă bucur nu se datorează oare faptului că sunt român? Am adăugat subliniind cuvintele. Și eu? Diavolul alb s-a apropiat de fereastră. A rămas un timp cu spatele la mine. Puteți să-i comunicați domnului Venceslas că pe zi ce trece îmi întărește o anumită convingere. Nu s-a numărat niciodată printre cei mai buni polițiști din Clavec. Seara, după apel, polonezul mi-a făcut semn discret să nu scot o vorbă. Alături, un deținut pipernicit, cu fața ascuțită, se căznea să-și repare bocancii. Era poreclit șobolanul. Multă vreme ne-am întrebat cum reușise să scape de selecțiile diavolului alb. Răspunsul aveam să-l aflu în noaptea aceea. Venceslas s-a îndreptat spre toaletă. M-am luat după el. Imediat a apărut și șobolanul. Polonezul i-a pus mâna îmberegată și l-a împins într-o cabină. Dacă scoți un singur sunet, te ucid. Celălalt clipi speriat în semn că a înțeles. Venceslas slăbi strânsoarea, înșopti. Netrebnicul ăsta se ține scai de noi. Cred că a mirosit ceva. Ascultă, am intervenit. Diavolul alb știe că ai lucrat în poliție. Nu cumva... Polonezul pricepu. Întrebă privindu-l pieziș. Cine te-a pus să ne spionezi? Nimeni. Ți s-a părut, Venceslas. Jur că ți s-a părut. Juri strâmb. Se întoarse spre mine. Golește-i buzunarele. Am găsit un capăt de soară, un colț de pâine și o bucată de ciocolată. Polonezul alb la față îl scuipă scârbit. Iudă! Celălalt se chirci speriat. Cine te-a pus să ne spionezi? Diavolul alb, scânci jalnic. Mi-a garantat că voi supraviețui. Stârpitură! Polonezul tremura de furie. De unde știi că am lucrat în poliție? Te-am recunoscut, înainte de război, la Clavec, o afacere cu stupefiante. Dumneata mi-a întocmit dosarul. Aha! Ce trebuia să-i raportezi? Discuțiile, starea de spirit, ezită, preocupările. Adevărul e că n-am turnat mai nimic. Crede-mă, Venceslas, chestia cu poliția, atât. Atât ai știut, deocamdată. Crezi? Clipi și red cu un aer de complicitate. Pentru unul ca mine, cu câțiva anișori petrecuți prin închisori, nu-i greu de ghici ce înseamnă să pilești o cheie. Vreți să o ștergeți? Cu o cheie falsă? Ok, poate să deschidă depozitul de arme, magazia cu echipament, ori seiful diavolului alb. Ca să ieșim prin el. Nu, ca să procurați un anumit acid care intră în compoziția nitroglicerinei. Să spun și ce se poate face cu explozibilul? Rânji. Pentru asemenea informație, mi-aș fi sporit mult creditul. Și totuși, nu i-am dat-o. De ce? Merg pe mâna voastră. Situația era deosebit de gravă. A doua zi urma să deschidem dulapul și delatorul aproape că ghicise combinația. În ochii polonezului se ivi o hotărâre bruscă. Scoase un șiș lung improvizat dintr-o furculiță. I-am apucat mâna. Venceslas, ce vrei să faci? E singura soluție. Nu, îl luăm și pe el. 12 ore mai târziu aveam să-mi dau seama că am comis o greșeală fatală. N-am închis ochii toată noaptea, polonezul mărâia. O să avem surprize cu stârpitura asta, ține minte, trebuia ucis. Fii serios, e o șansă și ar fi tâmpit să o piardă. De altfel, i-am avertizat pe sârbi să nu-l scape din ochi. Venceslas oftă. Da, am emoții groaznice ca în ziua când mi s-a încredințat prima anchetă. Și mai e ceva, pietricica aceea, știi tu, mascota. Am pierdut-o. Dimineața, imediat după apel, ne-am pus pe treabă. Eu pândeam prin ușa întredeschisă, Venceslas ajusta cheia. Degetele-i tremurau, din când în când o introduceam broasca, apoi o scotea în jurând printre dinți. Nu merge. Mai încearcă, Venceslas, avem timp, aproape o oră. N-a venit niciodată înainte de 8, încearcă. S-a auzit un declic ușor, apoi respirația precipitată a polonezului. Izbutise. Acidul l-am găsit repede. De pe ultimul raft, Venceslas trase un dosar voluminos și două reviste. Le frunzări încetişor. Fantastic! Materialul era într-adevăr fantastic. Diavolul alb ținea o evidență meticuloasă, tipic nemțească, a tuturor victimelor din D.
Insista în mod deosebit asupra experiențelor efectuate, descrind simptomele și concluziile finale. Unul din registre se ocupa exclusiv de fenomenul exterminărilor în masă. Astfel, am aflat că numărul deținuților selectați pentru camerele de gazare numai în ultimele 6 luni depășea cifra de 50.000. Am descoperit de asemenea copia unui raport în care medicul își exprima nemulțumirea față de capacitatea redusă a crematoriului, ceea ce frâna în mod considerabil procentul de exterminare. De necrezut! Venceslas, privește! Țineam în mână o notă a secției experimentale numărul 5 din Leipzig, expediată de inspectorul Bugrovski, Obergruppführer SS. Era adresată Sturmbannführerului SS Dr. Josef Potra, medic șef al lagărului D. I se aduceau mulțumiri pentru inițiativele avute, sugerându-i să insiste asupra experiențelor cu tifos exantematic, arsuri provocate de fosfor și a edemelor pricinuite de foame. Josef Potra, în sfârșit, știm cum îl cheamă. Ce mai doriți să știți, domnilor? Am încremenit. În pragul ușii, diavolul alb ne privea, surâzând. Minute lungi am fost incapabil să fac o singură mișcare. Polonezul încremenise. Îi auzeam doar scrâșnetul dinților. Josef Potra intră închizând ușa cu grijă. M-am uitat la Venceslas, pupilele îi se dilataseră. Mâna-i coborând încet spre buzunarul în care ținea șișul. Diavolul alb continua să zâmbească. Stați liniștiți, domnilor, la prima mișcare suspectă sunteți morți. Se uită spre salonul C. Ne-am întors instinctiv. Un feldwebel își îndreptase automatul spre noi. Vreau să discutăm fără martor, treceți, vă rog, dincolo. Am intrat în salon și feldwebelul s-a retras. Diavolul alb aruncă o privire în dulap, clătină din cap, apoi se așeză la birou aprinzând o țigare. Ne urmărea prin peretele de sticlă cu un amestec de curiozitate și amuzament. Iată, domnule Venceslas, încă o dată se dovedește că intuiția nu mă înșală. N-aveți stofă de polițist. Cum v-ați putut imagina că informatorul meu va opta pentru o încercare nesăbuită ca aceea pe care a spus-o la cale? Pentru că, trebuie să recunoașteți, tentativa dumneavoastră e pur și simplu copilărească. Nimeni nu a evadat din D. Și nu va evada. Polonezul surâse amar. De aceea tremurați la fiecare apel și v-ați dat peste cap să recrutați spioni. Elementară măsură de precauție. Noi îi zicem altfel. Frică. Pedepsele s-au înmulțit, hrana a scăzut considerabil. Ați instituit un regim de intimidare, de vlăguire, pentru că vă e frică, domnule doctor. Mai frică vă e dumneavoastră de o răscoală decât nouă de crematoriu. Ce utopie! Sunt aici de la înființarea lagărului. Niciun deținut, nici măcar gardienii nu vă cunosc numele. Și-ați ținut cu tot din adinsul să-l aflați. Asta înseamnă, continuă polonezul, că de mult nu mai credeți în victoria Führerului. Alminter, nu v-ați ascunde identitatea. În ultima analiză, problema are aceeași cheie, frica. Frica de ziua când va trebui să plătiți. Totul se plătește, domnule doctor. Diavolul alb se uită la mine. Și dumneavoastră, domnule Diamantopol, dumneavoastră, la ce concluzie ați ajuns? Reușisem să-mi recapăt echilibrul, partida oricum era jucată. Doriți să vorbim în limba natală? Vă obsedează chestiunea. Apropo, nu era nevoie să-mi forțați seiful pentru atâta lucru. N-aveți decât să mă întrebați ca să vă răspund. Nu sunt român. Tata originar din München a fost trimis înainte de primul război mondial în România cu o anumită misiune. Spionaj. După cum observați, domnule Venceslas, nu fac niciun efort ca să-mi ascund identitatea. Explicabil. Mă întreb ce soartă ne-ați hărăzit. Camera de gazare, moarte prin inaniție sau ținte vin sala de tir? Din nou dați dovada unei penibile lipse de fantezie. Nu așa veți sfârși. Se întoarse spre mine. Ieri încercam să ghicesc cine va fi prima dumneavoastră victimă. Acum știu. Peste un sfert de oră, prietenul Venceslas va fi dus la interogatoriu. Spre deosebire de dumnealui care pălmuia hoții de buzunare din Clavec, ca să-și mărturisească fapta, băieții noștri știu să-și facă meseria. Toți care au trecut prin mâinile chestapoului au sfârșit prin a mărturisi. Va mărturisi deși prietenul Venceslas cui aparține ideea exploziei și complicii. Asta înseamnă sfârșitul dumneavoastră, domnule Diamantopol. Tăcu un timp jucându-se cu scrumiera. Există o singură șansă de a supraviețui. Să dați ascultare instinctului despre care discutam mai demult. Adică să-l ucid pe Venceslas. Exact,
o crimă necesară, lucidă, cu efect dublu. Pe dumneavoastră vă scoate din încurcătură și mie mi încununează mica experiență. Se ridică uitându-se la ceas. Aveți 15 minute ca să vă hotărâți. Vroi să iasă, l-am oprit. Ascultă-mă, Iosif Potra, ești cea mai dezgustătoare creatură din câte mi-a fost dat să întâlnesc. Un măcelar odios, un vierme în halat alb. Mi-e rușine pentru femeia care te-a zămislit. Mi-ai fluturat prin fața ochilor lung de-a rândul aspectele cele mai înjositoare pentru o ființă omenească. M-ai plimbat printre epave, mi-ai demonstrat pas cu pas cât de ușor se poate trezi instinctul criminal. Într-adevăr, sunt. Au existat dintotdeauna oameni slabi. În condițiile înspăimântătoare din lagăr s-au pretat la josnicii, dar ceilalți, actele de emoționantă solidaritate de care dau dovadă oamenii ăștia flămânzi și bolnavi, le-ai remarcat? Știi câți își împart bucata de pâine cu cel de alături care nu mai rezistă? Câți au vrut să se ofere ca să-i înlocuiască pe cei aleși dumneata pentru camerele de gazare? Pe Frantisek, cehul, l-ai trimis la moarte întrucât nu avea înălțimea corespunzătoare, dar era sănătos și putea să reziste. Peste noapte l-a înlocuit unul din baraca noastră, Jivko, un sârb. Bănuia că nu mai are multe zile de trăit. Putea totuși să supraviețuiască. Frantisek a fost selecționat a doua oară, dar gestul lui Jivko rămâne. Ai crezut că mirosul de sânge va face din mine un ucigaș? Crimă de dragul crimei. Acum condiționezi? Vrei cu orice preț să dau curs unor elucubrații pe care doar un creier bolnav le poate închipui? Ai o excelentă părere despre dumneata și visezi nemurirea printr-o operă de răsunet sau cam așa ceva. Eroare! Ești doar un măcelar sadic. Diavolul alb m-a ascultat cu atenție, apoi mi-a declarat surâzând. Izbucnirea dumneavoastră, domnule Diamantopolo, pun pe seama atmosferei încărcate și a încordării din ultima vreme. Cu alte cuvinte, trec peste invective. În ceea ce privește mica mea experiență, trebuie să vă avertizez că v-ați grăbit puțin. Faptul că nu îi veți ucide pe Venceslas sau că în general nu sunteți dispus să o faceți, nu înseamnă nimic. Dacă vă amintiți, când anticipam rezultatul experienței, vorbeam despre crimă sau sinucidere, precizând că în ultima analiză este același lucru. Poate că sinucigașii sunt cei mai înrăiți criminali. Lovesc un corp fără apărare. Așadar vă veți sinucide, domnule Diamantopol. Voi avea grijă să vă creez toate condițiile ca și până acum. Într-adevăr, mi-a creat toate condițiile. A început prin a minocula sub epidermă acridină și albastru de metilen, născocind în fiecare zi chinuri insuportabile. Nu uita să-mi amintească. Alături, pe noptieră, e o fiolă cu cianură. O spargeți între dinți și totul i-a sfârșit. În timpul ăsta, lui Venceslas îi smulgeau unghiile la interogatorii. A recurs apoi la operații de o cruzime cutremurătoare, transplant de oase și mușchi, extirparea măduvei, toate, bineînțeles, fără narcoză. Devenisem o masă de carne însângerată pe care diavolul alb continua să o sfârtece, repetându-mi. Aveți la îndemână o fiolă cu cianură, domnule Diamantopol? Capitolul 14. În numele justiției. În mai 1945 am fost eliberat. Nu, nu era o zi însorită. O ploaie rece și piezișă de primăvară târzie spăla ferestrele lagărului. Și totuși, când m-am trezit în dimineața aceea țintuit pe patul de tortură, semi-inconștient, mi s-a părut că văd un cer limpede. O față uscățivă, cu ochi albaștri, se aplecase deasupra mea observându-mă cu o curiozitate crispată. L-am auzit comentând stupefiat. Dumnezeule mare, Mike, uite ce au făcut friții din flăcăul ăsta! Erau primele cuvinte în engleză pe care le auzeam de ani de zile. Am leșinat. Diamantopol, îngândurat, își trecu degetele străvezii peste obraji. Sunt amănunte peste care voi trece. Am mai rămas 6 luni în lagăr. Medicamentele, alimentarea rațională, libertatea și tinerețea au tămăduit ce se putea tămădui din trupul meu hăcuit. Venceslas își revenise mai repede. M-a întrebat. Și acum, ce ai de gând? O fată din serviciul auxiliar al armatei engleze trecea prin fața noastră. Am urmărit-o lung cu privirea, fără să o văd. Îl voi căuta pe diavolul alb, am adăugat după o pauză. Trebuie să-l găsesc și îl voi găsi. Tu? Polonezul zâmbi. Aș fi vrut să uit. Visam la o viață normală după aceea, să mă îndrăgostesc, cămin, copii. Ce mai aștepți? A scuturat violent din cap, rostind sălbatic.
Nu pot. Ideea că trăiește, că e liber, că respiră, mă ucide. Și-a încleștat degetele în brațul meu. Îl vom căuta împreună. Îmi închipuiam pe atunci că toată povestea va dura câteva luni. Venceslas, mai sceptic, apreciind mai realist șansele lui Potra de a se da la fund în condițiile de bandadei de după război, se gândea la un an. De altfel, spunea, făcând apel la cunoștințele vechiului polițist, dacă un tip pe care îl urmărești reușește să se ascundă mai mult de câteva luni, poți să fii convins că ți-a scăpat pentru totdeauna. În 99% din cazuri, dosarul e clasat. Dar lucrurile aveau să se petreacă cu totul altfel. Fosta legătura polonezului, omul care urma să ne ajute dacă evadarea ar fi izbutit, lucra la unul din birourile lui Psychological Service. El ne-a procurat acte, arme și bani. Ne-a urat noroc, fiind convins că va apuca să-l cunoască pe diavolul alb înainte de a părăsi Europa. Anii 1946 și 47 au fost infructuoși. I-am istovit în rătăciri nesfârșite de-a lungul Germaniei și Austriei, urmărind piste vagi, adeseori false. Eram lipsit de experiență, nu dobândisem încă intuiția aceea specială care nu ține atât de instinct cât de rutină. Învățam o meserie nouă, investigația. Venceslas, abil și lucid, se încăpățâna să verifice toate urmele. În august ne aflam la München. Stăteam în holul hotelului, privind distrat recepționera, o femeie încruntată care bea sirop de mentă. Cineva m-a bătut pe umăr. Era polonezul, luarcă de sudoare. Venise într-o goană și abia putea să vorbească. I-a întins extrem de emoționat un ziar, indicându-mi cu unghia. Citește asta! În timpul nopții fusese găsit în hale un bărbat împușcat, un fost deținut al lagărului D. Îl recunoscuse. Declarația sa corespundea cu actele găsite asupra cadavrului. Victima se numea Iosif Potra, de profesiune medic. Pur și simplu mi s-au tăiat picioarele. Nu se poate! Venceslas frământa brațele fotoliului. Sper, e absurd, trebuia să fie tâmpit ca să mai păstreze actele autentice. Ori diavolul alb, numai tâmpit nu e. Atunci, povestea e cusută cu ața albă, o să vedem. L-am detectat pe fostul deținut, martorul ocular. Ne întâlnim diseară cu el. Individul nu-mi plăcea deloc. O figură ieftină cu ochi extrem de mobil. Zâmbea tot timpul, genul pe care superficial îl califică spontan, băiat bun. Aveam să întâlnesc alții ca el mai târziu în porturile italiene. Atunci, pur și simplu, nu-mi plăcea. Purta o haină de piele americană, iar pe cap o șapcă cu cozorog lung. Flecărea bine dispus, despre mica lui afacere, un garaj modest, accepta fără mofturi băutura plătită de noi. Venceslas îl urmărea atent. Părea o pisică pândind o gaură de șoareci. Strecura iscusit întrebări despre viața din lagăr, înnădea capcane asociind nume reale cu altele imaginare. Insinua perfid, pe tonul unei discuții între foști camarazi, amănunte false. Celălalt se descurca perfect. Răspundea inteligent, fără ezitări, corecta uneori cu aerul că nu sesizează manevrele polonezului. Faptul că niciunul dintre noi nu-l recunoscusem nu era edificator. Zeci de mii de deținuți se perindaseră prin D. În berărie se afla lume multă. Alături, un grup de militari americani îi invidia zgomotos pe colegilor cantonați la Paris. Individul schiță un gest evaziv. Se distrează, bravo lor, au câștigat războiul. Cu un gest brusc, polonezul îi ridică mâneca. Am privit nedumerit pielea intactă. N-avea faimosul număr tatuat pe braț. În cele din urmă a vorbit. Primise $100 ca să-l recunoască pe Potra în individul împușcat. Cine ți-a dat banii? Omul ridică din numeri. Unu, Carl, rânji. Ăștia nu se prea recomandă. Cred că e șofer. Adică? L-am văzut pe un camion transportând presa pentru armata americană. Tot el m-a învățat ce să povestesc despre lagăr. Își consultă ceasul. Nu știu dacă vă interesează ce crede unul ca mine, dar eu v-aș da un sfat, măi băieți. Păziți-vă pielea. În locul vostru m-aș uita mai bine unde calc și în ce pat mă culc. Dădu să se ridice. Venceslas îl opri scurt. Mergi cu noi la poliție, ai să dai o declarație scrisă care să infirme comunicarea din presă. Celălalt păli. Să fiu al dracului dacă fac chestia asta. Mă credeți stâmpit? Nu, ticălos, nu o să ți se întâmple nimic. Te-ai înșelat și cu asta basta. Îți imaginezi cumva că poliția plătește sugaci? Și ce fac cu Carl? Ăla nu mă iartă în niciun caz. Venceslas îl apucă de braț.
dar cum o scalzi cu noi nu te-ai gândit? Mergi singur sau te umflu pe sus?" Își desfăcu haina, lăsând să se vadă revolverul agățat la subsoară. Ieșisem din berărie. Odată cu noi părăsise localul un bărbat între două vârste cu aspect de funcționar mărunt. N-am dat importanța amănuntului. Când să traversăm strada, un Plymouth în plină viteză a apărut brusc în fața noastră. Venceslas a sărit trăgându-mă în ultimul moment. Ne-am prăbușit amândoi. Martorul mincinos căzuse la câțiva metri de noi, automobilul îl izbise în plin. Ne-am aplecat asupra lui. Murise. Carl obișnuia să frecventeze aceeași berărie de la marginea orașului. În odaia din spate, fără acces pentru consumatorii ocazional, se întâlneau în fiecare seară grupuri de foști combatanți. Patronul, un bărbat voinic de vreo 70 de ani, nu se dezlipea de lângă draperie. Se risipea înainte de miezul nopții, plecând pe rând câte unul. Carl locuia în apropierea berăriei. Se uita des în spate. Ca să nu-i atragem atenția, îl urmăream de pe trotuare distincte. Când a băgat cheia în ușă, eram lângă el. A schițat un gest de surpriză, dar polonezul a fost mai iute. L-am pis înăuntru, pipăind imediat în stânga după comutator. "Ce vreți?" Se speriase și nu încerca să o ascundă. Era un bărbat înalt, cu umeri lați și gură fermă. Mâinile lungi îi atingeau genunchii. O gorilă. S-a lăsat pe un scaun încordat, gata să sară. "Ai plătit $100 unui individ să recunoască în cadavrul găsit la Hale pe Iosif Potra." "Habar n-am despre ce vorbești." Carl avea un glas gâtuit. "În viața mea n-am avut atâția bani." "Sunt convins. Cine ți-a dat dolarii?" "Ce dolari?" "Își îngustă ploapele. Cred că ați încurcat borcanele. Sfatul meu e să vă vedeți urgent de treabă. E mai sănătos." "Încă unul care dă sfaturi," observă Venceslas privindu-mă. Îl prinsese brutal de braț. "Uite ce e, drăguță. Am stat 4 ani în lagărul de ca invitația ai doctorului Potra. Pricepi? Ne-am bucurat de un regim de favoare." "Ei bine, tipul ăsta ne-a învățat ceva carte. De exemplu, cum se descleștează gura cuiva la modul curat și științific." Scoase demonstrativ un briceag lung a cărui limbă știam că o frânsese cu o seară în urmă în timp ce deschidea o cutie de conserve. Carl înghiți un nod. "E o confuzie, vă înșelați. Sunt un om cinstit, șofer. Transport presa pentru americani." "Cu alte cuvinte, colaborez cu aliații." Polonezul își ridică bărbia, declarând răspicat. "Ascult aici. Te încăpățânezi și ai să regreți." Îmi aruncă briceagul. "Doctore, crestează-i ochii." Diamantopol oftă. Carl mărturise în cele din urmă că l-a transportat pe Iosif Potra într-un motel din apropierea orașului Bregenz. Ne-a comunicat parola. L-am predat poliției. Sunt convins că i-am făcut un serviciu. Complicii nu l-ar fi iertat. Comisarul ne-a condus până la ușă, strângându-ne mâinile. "Fiți extrem de atenți. În general, nu mă înșel. Am impresia că o s-o pățiți." Goneam peste graniță într-un topolino pe care ni-l dăruise americanul de la Psychological Service. După 2 ore eram la Bregenz. Când am intrat în holul motelului, hotelierul s-a ridicat prompt. Părea treaz, iar în ochi am deslușit expresia caracteristică a veghei crispate, neîntrerupte. Ne privea limpede, 2 ochi reci împlântați într-un obraz impasibil. Urcarăm treptele. La un moment dat, scara făcea un cot. Venceslas m-a oprit brusc. Se auzea până la noi șoapta tulbure a hotelierului. Vorbea la telefon. "Îl avertizează," scrâșni polonezul. Am coborât în goană ieșind din motel. Ne-am oprit o clipă derutați. Venceslas încerca să se orienteze. "Trebuie să mai fie o ieșire. Ia-o pe partea cealaltă. Ne întâlnim în spate." Când am dat colțul clădirii, am văzut un Packard care aștepta cu portiera deschisă. Motorul bâzâia ușor. Am recunoscut silueta diavolului alb. Tocmai punea piciorul pe scară. Polonezul apăru cu revolverul în mână, strigă: "Potra, stai, trag!" Diavolul alb se azvârli pe canapea și automobilul țâșni, topindu-se în întuneric. Ne-am repezit la mașina noastră. Venceslas scuipă o înjurătură groasă. Micuțul Topolino avea cauciucurile sfârtecate. Din prag ne privea fără expresie. Hotelierul. 3 zile mai târziu discutam cu un oarecare Hubert, ofițer al poliției din Viena, pe care ni-l recomandase același american. Era o seară ploioasă de toamnă. Gazda ne asculta atent, sorbindu-și grogul fierbinte. Din când în când clătina sceptic capul. "Nu vă dați seama pe cine aveți de înfruntat. 2 oameni cu 2 revolvere și un Topolino. Dumnezeule!" Își trase scaunul mai aproape de masă. "Nici mafia nu e atât de bine pusă la punct.
O rețea fantastică. Din 50 în 50 de kilometri există grupe de 3-5 oameni afectați acțiunii. Altă treabă nu au decât să ungă roțile acestui uriaș angrenaj. Spuneți-mi, m-am interesat, cine finanțează toată afacerea? Habar n-am, presupuneri însă se pot face câte vrei. Surâse. Se pare că în ultimele clipe SS-ul și-a mai pierdut din fanatism, câștigând în luciditate. În orice caz, judecând după ușurința cu care se scurg banii, sacul n-are fund. Mi s-a spus că ne puteți ajuta, interveni Venceslas. Hubert împinse paharul pe masă. Părerea mea ar fi să vă lăsați pe gubași. Ăsta e un sfat. Și știu că nu sfaturile vă interesează. În sfârșit, sunt informat că unul din itinerarii trece prin Tarragona. Spania? Am fluierat subțire. Spania, repetă celălalt. Sforile le trage un individ, Hadad Said, deținătorul unui pașaport sirian. S-ar putea ca numele autentic să vă fie mai la îndemână. Hauptsturmführerul Franz Rostel. El asigură tranzitul ștabilor din SS spre America Latină. Ne privi un timp îngândurat, apoi notă ceva pe o bucată de hârtie. Ce e asta? Am întrebat. Adresa unui bar din Tarragona. Sunt convins că veți afla câte ceva. Mi-a fost șoptită la ureche cu titlul de confidență și în semn de mare simpatie. După ce a închis ușa, l-am auzit comentând cu nevastă sa. Niște fanatici. Ține minte ce-ți spun, Aneli, ori să-și rup amândoi gâtul. Venceslas râse scurt. Sunt sigur că nu se înșală. Am ajuns la Tarragona abia a doua zi spre seară. Barul se afla pe o stradă strâmtă și gălăgioasă, plină de dughene. Mirosea a pizza și a susan. Am cerut două pahare cu vin și le-am băut în picioare, sprijiniți de teșgheaua udă. Barmanul, un individ cu ochi și reți, ne observa atent. Se interesă întreagă. Veniți de departe? De la Bregenz, răspunse polonezul privindu-l țintă. Omul clătină capul. Bregenz, o localitate frumoasă din câte mi s-a povestit. Vându niște țigări, apoi se întoarse. Stați mult în Tarragona? Venceslas se aplecă peste bar. Depinde. No, ca să fiu sincer, cred că ne-ar prii mai mult aerul din America Latină. Barmanul tamburină cu amândouă mâinile pe o sticlă de scoci. Uneori e foarte sănătos. Așa spunea și prietenul nostru din Austria. Venceslas trase adânc din țigare, apoi adăugă. Ține un motel la marginea orașului. Ok, rânji barmanul ducând un deget la tâmplă. Ne-am molipsit. Din toate, cel mai bun e whisky-ul, spuse abia mișcându-și buzele. Încercați la Hotel Castilia. Ne-am îndreptat spre hotel fără întârziere. După aproape un an de peregrinări pe urmele diavolului alb, învățasem să prețuim altfel minutele. Erau de ajuns uneori 30 de secunde pentru a zădărnici eforturi de luni de zile. Azi, 5 minute au pentru mine o semnificație teribilă, deosebită de acelor din jur. Mult mai cuprinzătoare, concentrând uneori un univers. Venceslas nu ridica piciorul de pe accelerator. Maxilarele îi zvâcneau sub pielea spongioasă de blond trecut de prima tinerețe. Câteodată, declară încruntat, îmi vine să cred că suntem nebuni că umblăm după o fantomă. L-am putea la fel de bine căuta pe Ptolomeu sau pe Franz Iosef. De fapt, tot un Iosif căutăm. Are bani, oftă. Bani, oameni și o baftă fantastică. Evenimentele aveau să o confirme încă o dată. Hotelierul ne ascultă cu multă amabilitate, recunoscu imediat în descrierea semnalmentelor lui Potra pe unul din pasagerii săi și cercetă registrul. Iarco Ștefanovici din Belgrad a plecat acum 10 minute. Își schimbase numele din întâmplare, hotelierul îl cunoștea pe șoferul care îl condusese. Peste 2 ore beam cu el calvados într-o cârciumă de la periferia orașului. Pe piept avea un medalion de aur romboidal. Era un tip expeditiv și cu intuiție. Sunt gata să pariez pe tot ce am că Ștefanovici nu vă e prieten. Ăla fugea, nu știa cum să se ascundă mai bine, iar voi doi aveți mutre de copoi. Am râs fals. Șoferul a ridicat din umeri. Chestiile voastre nu mă interesează. A întins palma. Numărați aici 5.000 de pesetas și mâine l-aveți pe tavă. M-am consultat din priviri cu polonezul și am consimțit. Omul a adăugat. Jumătate acum. Ne-a dat întâlnire pentru a doua zi. Venceslav era nervos. Își petrecuse toată dimineața la hotel căutând semne favorabile. Din 20 de zaruri nu reușise să dea nicio dublă, odaia strâmtă nu putea fi traversată decât în număr de pași impar. Spre seară s-a trezit și mai indispus.
Visase copaci carbonizați care, în interpretarea unei verișoare bătrâne din Cracovia, amatoare de Zubrovscă, nu mi-amintesc ce semnificație teribilă aveau. La ora fixată ne-am îndreptat spre locul de întâlnire. Banca unde trebuia să-l așteptăm era înconjurată de lume și polițiști. Abia am izbutit să ajungem în față. Șoferul zăcea, împușcat în ceafă. Peste 2 ore, poliția ne-a arestat. Nici n-am avut timp să ne dezmeticim. Hotelierul anunțase autoritățile că victima își petrecuse ultima seară în tovărășia noastră. Diamantopol respira greu. Se uită în jur, parcă surprins de asistență. Apoi, privirea îi se învălui din nou în același abur diafan care îl îndepărta. Rămânea în avion, doar glasul limpede. Am petrecut 2 luni în penitenciarul din Tarragona. Eram suficient de obișnuit cu detenția pentru a suporta regimul infernal din închisoare. În fiecare dimineață, Venceslas îmi comunica cu o satisfacție sinistră că presimțirile nu îl înșală niciodată. Îmi amintea de ghinioniștii notorii care, după o întreprindere ratată, exclamă invariabil: "Ai văzut? Știam de la început." Noaptea, șobolanii se cățărau pe zidurile umede, apoi își dădeau drumul, plonjau pur și simplu pe trupurile pușcăriașilor. Senzația e oribilă. Deținuții reprezentau o harababură de seminții, vârste, tipuri și delicte în care abia te puteai descurca. Găseai acolo de toate: negri, europeni, sudamericani, hoți, criminali și pederaști, rechini și peștișori mărunți, moșnești și copii, oameni fără patrie și cel mai adesea fără nume. Din prima zi ne-au dispărut banii și țigările. Venceslas a zâmbit. Abia împlinisem 20 de ani și mi se părea că arăt grozav în uniformă. Șeful, din câte se șoptea, nu tocmai cruce de biserică, m-a măsurat cu un soi de milă și a mormăit în barbă: "Dacă ăștia," a arătat cu degetul undeva sus, "ar fi deștepți, n-ar accepta pe nimeni în poliție fără cel puțin o lună petrecută în prealabil la pușcărie. Înveți acolo cât nu reușești în 10 ani de meserie." Eram chemați aproape în fiecare zi la interogator. Comisarul, un individ mustăcios, sugea pastile parfumate și ne cerea să repetăm la nesfârșit povestea noastră. Avea certitudinea unor substraturi ascunse pe care se încăpățâna să le dibuiască și, în general, ne trata ca pe niște infractori ieșiți din comun, solii unei misiuni misterioase. Izbutisem să trimitem printr-un deținut eliberat, în schimbul ceasului meu de aur, o scrisoare americanului de la Psychological Service. După câteva zile, am primit scuzele sceptice ale comisarului, el unul se spăla pe mâini și am fost îndrumat spre Senior R, marcantă personalitate politică din Spania. Diamantopol își flutură degetele în dreptul gurii. Senior R, unul din puținii oameni adevărați pe care i-am întâlnit în viața mea. Am stat la el câteva zile. Era nebun după Bach și îl lăsa magnetofonul să funcționeze toată noaptea. Adormea și se trezea în sunete de orgă. Din cauza muzicii și a pereților înalți îmbinați în arcade, avea impresia că te afli într-o catedrală gotică. Reușise să afle că pașaportul emis pe numele de Jarko Ștefanovici fusese vizat cu 2 luni în urmă pentru Bolivia. La despărțire ne-a înmânat niște bani, ne-a îmbrățișat de mai multe ori și s-a întors la muzica lui Bach. Am părăsit casa aceea albă însoțiți de acorduri funebre. Dacă mi-ar fi zis cineva pe când rezolvam hârtii fără importanță și interogam borfași în biroul meu amărât din Clavec că am să văd la pazul, l-aș fi crezut nebun. Venceslas nu contenea să se mire. Scotoceam de 3 săptămâni orașul fără niciun rezultat. În primele zile epuizasem surpriza ineditului. Vegetația de paradis, poziția, o extraordinară panoramă pe care o puteai admira de la 4.300 de metri înălțime, rozul și portocaliul în nuanțe vii al veșmintelor. În schimb, răul de munte, acel blestemat soroce, nu ne lăsa nici noaptea. Aveam permanent senzația de vertij, aproape că nu puteam mânca. O vizită la poliție mi-a curmat orice nădejde despre un eventual concurs al autorităților. Guvernele țărilor din America Latină acordau azil politic naziștilor și, în consecință, refuzau să-i extradeze. În cel mai fericit caz, ne puteam aștepta la o expectativă amabilă. Dictatorii care se perindau, dat fiind instabilitatea guvernamentală, se refugiau adesea ei înșiși în Europa, unde solicitau adăpost. Nu vroiau deci să se compromită prin adoptarea unor instituții care s-ar fi putut întoarce cândva împotriva lor.
Tot atunci am aflat că cea mai mare parte a criminalilor de război notorii stabiliți în America Latină se supuseseră unor operații estetice. Firește, numele medicilor erau trecute sub tăcere. Mituind o infirmieră abandonată de amant, chirurg specialist în operații de plastică facială, am obținut adresa acestuia. Era un neamț stabilit de mult în Bolivia, care îl simpatizase pe Hitler de la distanță. Ne-a vorbit circa 3 sferturi de oră despre geniul Führerului și mărșava trădarea generalilor săi. Își exprima convingerea că ideile sale n-au fost semănate în vânt, apoi ne trânti ușa în nas înainte de a ne avertiza că investigațiile noastre lovesc interesele coloniștilor germani și, în concluzie, s-ar putea să ne rupem gâtul. La hotel ne aștepta un nou avertisment, un plic cu câteva rânduri edificatoare. Eram somați să încetăm orice fel de încercetări. În caz contrar, aveam să regretăm amarnic. După stilul naiv pompos, am dedus că producția aparținea unui localnic. Lui Venceslas i-au strălucit ochii. În sfârșit, primul indiciu. Știu că din acest moment n-ai găsi un singur individ de bun simț care să parieze 5 centavos pentru pielea noastră, dar e un indiciu. Suntem pe drumul cel bun, altfel nu își băteau capul cu bilețele. În aceeași seară am vizitat-o din nou pe infirmieră. A primit cadoul nostru și și-a încruntat sprâncenele. Avea o față frumoasă, dar comună. Din 100 de bolivieni, jumătate arătau la fel ca ea. Nu sunt sigură, dar s-ar putea să fie ceva. În timp ce vorbeau și înfoia rochea minunată cu flori de portocal. Sunt convins că nu o interesam nici eu, nici Venceslas, dar era genul de femeie incapabilă să-și uite sexul în prezența unui bărbat. Există în oraș un tip, medic, rus parcă sau, în sfârșit, nu prea sunt tare la geografie. Poate iugoslav? Am sugerat cu inima strânsă. Cam așa ceva. Se interesă candid. Toți sunt urâți acolo. Începusem să mă îndoiesc. Diavolul alb avea o figură anonimă. Nu puteai spune nimic despre el. Urățenia, la diapazonul pe care îl folosise femeia, singularizează. Continuă fără să aștepte răspunsul. Poartă tot timpul ochelari negri. Acum un an când făceam practică la clinica Santa Barbara, îl vedeam mereu. Acolo lucrează. Doar câteva ore pe zi are un cabinet în oraș. Era o fată cum se cade. Înainte de a pleca, ne-a întins banii. Luați-i, n-am impresia că aveți prea mult și apoi s-ar putea ca iugoslavul să nu fie omul pe care îl căutați. În cameră am găsit o a doua scrisoare de avertisment. Polonezul jubila. El e, jur că el e, o simt. Știi doar, intuiția nu mă înșală niciodată. Eu eram mai sceptic. Sunt de acord că am nimerit o pistă, dar nu am deloc convingerea că la capătul ei se află potra. Posibil să dăm peste un alt grangur. Nu, el e. Ochelarii, profesia, cetățenia. Prea multe coincidențe. M-a întrebat pe neașteptate. Ascultă, te-ai gândit vreodată ce ai să faci după ce-l prindem? L-am privit surprins. Era prima oară când discutam despre eventualitatea unei vieți normale. În ce mă privește, știam un singur lucru. N-aveam să mai fiu niciodată medic. Simpla priveliște a unui cabinet sau a unei săli de operație îmi făcea rău. Eu m-am gândit. Mă întorc la Varșovia. Cred că n-am să mai călătoresc în viața mea. Mi-a ajuns. A doua zi s-a trezit prost dispus. Bănuiam că iar a visat și preferam să nu aflu. Mi-a mărturisit totuși la cafea. Ce coșmar îngrozitor! O pisică cu un cap uriaș care îmi vorbea. Îmi vorbea în poloneză. Și ce ți-a zis? Maică ta te așteaptă. Și-a umezit buzele. Mama s-a prăpădit când aveam 8 ani. Înțelegi? Peste 2 ore era mort. Ne îndreptam spre clinica Santa Barbara. În dreptul unei clădiri în construcție, cineva a prăvălit de sus un drug de fier. Venceslas a murit pe loc. Pe mine m-au internat în spital cu o fractură a bazei craniene. Capitolul 15. Layton, omul providenței. Iacobescu întinse paharul plin, Diamantopol sorbind îndurat. Venceslas fusese un om minunat, unul dintre puținii oameni pe care viața, vicisitudinile ei, nu-l pot mutila. L-am plâns ca pe un frate. Când am ieșit din spital, m-am dus să-i văd mormântul. Un nume fals, cel din actele procurate la D după eliberare pe o cruce rudimentară. În felul acesta lua sfârșit a doua existență a lui Venceslas, un anonim îngropat într-o margine de cimitir, undeva în Bolivia.
Mi-am petrecut convalescența în La Paz, câteva săptămâni în care străbăteam orașul în nădejde absurdă că aș putea da peste firma lui Jarco Ștefanovici. Autoritățile boliviene deveniseră tot mai ostile față de investigațiile particulare. Erau anii aceia zbuciumați când comandouri israeliene vânturau America Latină în căutarea lui Borman, drum spinos la capătul căruia, după cum se știe, aveau să dea peste Eichmann. Simțindu-și urmele adulmecate, foștii conducători naziști se repliau înconjurați de mercenari și adepți fanatici, se organizau în adevărate fortărețe. M-am împrietenit cu un italian, medic secundar la clinica Santa Barbara. De la el am aflat că Potrau și închisese cabinetul și părăsise Bolivia cu o lună în urmă. Un individ ciudat, constatase italianul. Deși era îndatoritor și amabil, când lucram alături de el, simțeam fior pe șira spinării. Nici pacienții nu-l prea agreau. Nu inspiră încredere. În meseria noastră, asta e o calamitate. Ai idee pe unde poate fi? Bănuiesc, într-o bună zi a dispărut pur și simplu. Cu o săptămână înainte l-am văzut studiind oferta extrem de avantajoasă a unui centru de cercetări meteorologice aflat pe o insulă posesie australiană în apropierea Polului Sud. S-ar putea să fie acceptat, desigur, e o simplă presupunere. Potra părăsise stațiunea de curând. Directorul centrului mi-a explicat dezolat că doctorul Ștefanovici nu suportase clima. Infirmul zâmbi trist. Voi împlini în curând 60 de ani. Pot să spun că dacă mi-a fost ceva fidel în viață, cu adevărat și tenace fidel, atunci desigur ghinionul e acela. Cel mai greu suportam ideea că diavolul alb se află mereu doar cu jumătate de braț înaintea mea, adică suficient de aproape pentru ca dincolo de fiecare eșec să-i pot zări rânjetul batjocoritor. Mă dădusem drept sârb, o rudă a lui Ștefanovici, pentru ca investigațiile mele să nu pară ciudate. Directorul, un omuleț serviabil, m-a pus în legătură cu o familie. Fiica lor, cea mai mare, părăsise insula împreună cu diavolul alb. Primiseră tocmai o ilustrată de la ea. Mi-au arătat-o încântați de frumusețea peisajului și a timbrelor cu fluturi splendizi. Cei doi se stabiliseră la Tamatave, în Madagascar. Am luat la rând spitalele din Tamatave. Mă interesam discret de Ștefanovici, un european cu ochelari negri venit de curând. După două zile obțineam în schimbul unui mic bacșiș adresa. De astă dată eram convins că diavolul alb nu va mai scăpa. Am dat o raită prin cartier privindu-i de departe locuința. Era o vilă modestă, înconjurată de grădină. Pe verandă citea o femeie tânără despre care mi-închipuiam că trebuie să fie australianca. M-am adresat autorităților malgașe solicitându-le concursul. Pentru a fi mai convingător, le-am fluturat și un document de la Psychological Service, fără valoare în fond, dar care dădea o tușă de oficial întreprinderii. Au fost convinși, probabil, că au de-a face cu un agent camuflat al FBI-ului. La 8 seara, mașinile poliției se opreau în fața locuinței diavolului alb. 5 oameni rămăseseră afară păzind toate ușile. Am pătruns în vilă împreună cu șeful brigăzii și adjunctul său. Mă simțeam sufocat de emoție. Când am apăsat pe sonerie, urechile îmi vâjâiau. Ne-a deschis australianca. Avea ochii umflați de plâns. Părea complet răvășită, iar din frânturile de frază scăpate printre sughițuri, am izbutit să înțeleg un singur lucru. Potra o părăsise cu 2 ore înainte, pradă unei neliniști subite. Refuzase orice explicație. Mă întrebam buimac dacă îl avertizase cineva sau acționase pur și simplu sub impulsul unei inspirații de moment. Probabil că n-am să o aflu niciodată. În general, nu am presimțiri, nu intuiesc catastrofa. Momentele dramatice din viața mea nu cunosc preludii care să-mi anunțe dezastrul cu cel puțin jumătate de minut înainte. De aceea, când surprind fenomenul și nu-l pot contesta, l-am trăit de nenumărate ore alături de Venceslas, mă simt doborât, demobilizat. E un handicap neleal care într-o competiție consacră invulnerabilitatea adversarului. Avea doar 2 posibilități ca să dispară, mi-a spus șeful poliției. Fie că a luat trenul spre Tananarive, fie vaporul. Înclin din toate punctele de vedere pentru a doua ipoteză. Eram zdrobit. Abia am putut să îngân. Ce vapor? Spre Bombay, pleacă de aici la ora 19:30. Într-adevăr, luase vaporul. Funcționarii din port observaseră un străin cu o valiză mică și ochelari care reușise să se îmbarce în ultimele minute. Tocmai se pregăteau să ridice pasarela. M-am lăsat pe un scaun. Când e următoarea cursă? Ne aflam în biroul căpitaniei.
Un bărbat roșcovan cu o pipă între dinți mă observa atent. Îi simțeam privirea fixă, dar eram prea obosit, prea deprimat ca să-mi pese de el. Spre Bombai, domnule? Evident. Peste 2 săptămâni, adăugă scuzându-se. Nu avem destui pasageri. Mi-am prins capul în mâini și am închis ochii. 2 săptămâni, Dumnezeule! Diavolului alb îi fusese de ajuns o jumătate de oră ca să dispară. Cineva mi-a pus mâna pe umăr. N-am reacționat. Mâna deveni mai insistentă. Mă scutura, gata să mă dea jos de pe scaun. Mi-am ridicat privirea. Individul roșcovan și-a scos pipa din gură. Bătrâne, am impresia că un whisky e exact ceea ce-ți lipsește. Hai să-l bem împreună. L-am urmat ca un automat. Era o cârciumă mică cu ziduri roșii. La al treilea pahar băut pe nerăsuflate a zâmbit larg. De mult vroiam să fac cunoștință cu un român. Am căscat ochii. De unde știi cine sunt? Mi-a spus șeful poliției. Avea un aer extrem de fericit, care nu mi-l puteam explica. Își umflă pieptul. Tocmai mă gândeam că ar fi momentul să fac o vizită în România. Știi, eu sunt primul aviator american care a bombardat Bucureștiul în aprilie 44. Pocni din degete. Ăsta zic și eu, noroc să te întâlnesc. Layton era un aventurier născut de tipul cel mai irresponsabil, gata să se bage în orice dandana, cu condiția să fie convins însă că e vorba despre o dandana 100%. Împrejurările făcuseră să nu pună piciorul în România și să nu cunoască niciun flăcău cum se cade de pe acolo. În consecință, mă bucuram de simpatia lui spontană și gălăgioasă. După război, izbutise să dea o lovitură câștigând câteva sute de mii de dolari. Considerase că, din punctul lui de vedere, făcuse suficient pentru societate și că e momentul să se distreze puțin. În sensul ăsta, adoptând mentalitatea britanică, efort susținut în vederea unei confortabile vacanțe viagere, își cumpărase un iaht cu care hoinărea de câțiva ani prin toată lumea. Avea o înclinație specială pentru complicații, indiferent la ce scară, și puteai fi convins că acolo unde s-a tras un foc de revolver vei da peste el ca simplu observator sau suporter activ al echipei mai slabe. Era un sportiv excentric care se bucura necontenit că poate face tot ce-i trece prin minte. M-a invitat să-i vizitez iahtul. Se numea Arcașul Verde. Este singura carte de bun simț pe care am citit-o vreodată, m-a asigurat Layton. Într-o bună zi îi voi face o vizită acestui Mr. Wallace pentru a-i strânge mâna. Vasul avea 3 dormitoare, o sufragerie, un salon și un bucătar negru, slim, care se îmbăta în fiecare seară împreună cu stăpânul său, schimbând idei asupra unor itinerarii năstrușnice. După cină, fumam pe covertă. Privind stelele și respirând aerul curat, i-am povestit despre diavolul alb. M-a ascultat jumătate de noapte, cu sufletul la gură, uitând aproape să-și bea whisky-ul. Slim, bucătarul, ieșea din când în când și privea îngrijorat cerul. Nu trebuia plecat. Furtună vine la noi! În curând a început să picure. Am coborât în salonul vasului. Mobila trăda niște intenții în acest sens, dar acum încăperea se transformase în depozit de băuturi. Față de capacitatea unui individ normal, se aflau acolo provezii pentru o viață. Când mi-am isprăvit povestirea, ochii albaștri ai lui Layton scoteau flăcări. Mă socotea un individ providențial. Din cauza emoției și a exploziei de entuziasm, abia putea să articuleze cuvintele. Merg cu dumneata! Îl vom găsi pe afurisitul ăla de friț, chiar dacă pentru asta va trebui să răscolim iadul!"